Alex Tudorie și Robert Moglan reprezintă viitorul clubului gălățean. Cei doi adolescenți reprezintă pariurile conducerii clubului pentru anii care vor urma. Ovidiu Burca are încredere mare în potențialul celor doi jucători. În primul rând, suntem bucuroși că am reușit să îi convingem pe acești doi tineri de mare perspectivă să rămână în continuare la noi, chiar dacă într-un fel sau altul erau obligați. Dar pentru noi înseamnă foarte mult și cred că și pentru suporterii noștri, faptul că acordăm o atenție deosebită tinerilor care cresc în pepinieră proprie, ca și concept, vă spuneam că pentru mine este foarte important să am la echipa mare cât mai mulți jucători crescuți și instruiți de noi, pentru că au o altfel de determinare și un altfel de atașament față de culorile clubului nostru. Asta este filozofia noastră și din acest motiv am ținut special să vin să vi prezint pe cei doi. Tudorie și Moglan au declarat că sunt onorați să continue cu echipa lor de suflet. În primul rând sunt fericit că am ajuns la o înțelegere cu clubul și o să fie o perioadă, spun, mai bună decât a fost până acum pentru mine. Adică ți-au mărit salariul. Da, a fost și asta, dar nu asta contează. Ce contează acum e ce o să facem în campionat. Sunt bucuros pentru că am ajuns la înțelegere cu clubul. În același timp este o onoare pentru mine, pentru că sunt în același timp un suporter al Oțelului. De mic vin pe stadion, am fost alături de echipă mai mereu. E o boală de familie, să zic așa. Tata m-a dus de mic pe teren și este o mare onoare să pot să joc pentru această echipă. Mulțumesc domnului Ovidiu, mulțumesc clubului care are încredere în mine și sper să fac o treabă foarte bună și să o ținem pe același drum pe care suntem acum. Cei doi fotbaliști sunt hotărâți să dea tot ce au mai bun pentru a deveni titulari în viitorul apropiat.